Institutul Național de Sănătate Publică a transmis ieri că numărul total de decese cauzate de virusul gripal a ajuns la 26. La începutul lunii februarie, un bărbat de 72 de ani din județul Ilfov, confirmat cu virusul gripal tip B, și o femeie de 72 de ani din județul Iași au decedat. Pe 10 februarie, un alt bărbat de 77 de ani din județul Bihor și-a pierdut viața din aceeași cauză. Ultimul caz înregistrat a fost pe 12 februarie, când o femeie de 63 de ani din județul Mureș a murit din cauza gripei. Ministerul Sănătății a transmis populației o serie de măsuri care trebuie luate la nivelul atât al spitalelor, școlilor sau al farmaciilor, cât și de fiecare persoană în parte pentru a preveni eventualele îmbolnăviri cu gripă. Spitalul Județean Constanța a aplicat încă de săptămâna trecută mai multe măsuri preventive. Toți care intră în unitatea medicală sunt obligați să poarte mască, halat și șoșon steril în picioare. Persoanele cu viroze, infecții respiratorii nu au voie să intre în saloanele pacienților. Sunt interzise consulturile pacienților civili în cabinetele medicale din incinta secțiilor, iar consultațiile se vor efectua doar în ambulatorii. Respectarea măsurilor de igienă a mâinilor, spălarea și dezinfectarea mâinilor cu soluții hidroalcoolice sunt obligatorii atât pentru pacienți și vizitatori, cât și pentru personalul medical. Județul Constanța se află pe locul 2 în țară în privința numărului de bolnavi de gripă, cu aproape 30 de cazuri confirmate.